interesantă din India. Vă rog foarte mult, la noi productiv, e oră de vreme, de aceea multă vorbă nu vreau să fim. Vă conectați telefoanele și vă registrați, pentru că nu uitați că astăzi mai nevrată de referință și noi suntem trader și toți vrem să facem profit. De aceea, am ales tema de astăzi, pentru că când vin traderii la analiza tranzacțiilor și mulți de voi sunt care tranzacționează pe real, le apare întrebarea, unde să plasăm nivelul? Mai sus, mai jos, câte din ele să le plasăm, așa? Dar voi ați făcut foarte bine că ați venit, pentru că timpul investit în cunoștință ne aduce dividende. Și aici noi știm că la începutul lunii ce fac traderii? Scot dividende, așa? Mulți de-am să început să spun cerul, așa, de dividende. De ce vorbim despre nivele? În primul rând vreau să înțelegeți că orice temă pe care noi să vorbim cu dumneavoastră în continuare și orice, în general, ce se întâmplă în trading, trebuie să aibă un mecanism. Așa? Mecanismul de formare a nivelelor. În primul rând, eu vreau să întreb părerea dumneavoastră. Din ce se formează preț? Din ce se formează piața în preț? Din ce se oferă? Așa? Exact. De acord cu dumneavoastră. Adică, prețul la momentul dat. Iată, haideți să începem cu mecanismul până ajunge la nivelele astea, cum să le plasăm, vorbind despre preț. Prețul la momentul dat crește. Când ajunge într-un moment, el devine prea scump pentru a mai crește. Urmează o corecție. Când ajunge jos, el deja, să zic că este prea ieftin, nu pot să zic. Dar el este atrăgător mai departe pentru a cumpăra la un preț mai jos. De ce prețul începe iarăși să miște? Și noi știm foarte bine că prețul, de obicei, depinde de cerere și ofertă. E normal. Dar cererea aceasta și ofertă o formează cine? Participanții pieței. Și la un moment ce se întâmplă cu piața? Cei care încep a cumpăra de jos, ies din tranzacție când ei consideră că, la moment, este iarăși prea scump. Și noi nu intrăm așa cum am vorbit în anterior, pe aici, pe undeva, când am trăinut s-o dus. Dar așteptăm deja să ne fie pentru noi mult mai atrăgător. Așa? Pentru a compara. Iar de momentele este atrăgătoare de formare a prețului, de obicei, se plasează după nivel. Deci, trendul și nivelele sunt cea mai de bază, să zic așa, moment, între ei. Și nivelele sunt de mai multe tipuri. Noi știm, iată, dacă, haideți să vă dau un exemplu, că poate nu este bine venit, dar dacă vorbim de război care este, este primul flanc, a doilea flanc, a treilea flanc, da? Care e mai aproape. A treilea e cel mai păzit, așa, mai aproape de ce este. Iată, și nivelele, exact așa în continuare, se clasează după categorii, care sunt mai puternice, care sunt mai puțin puternice. Despre asta o să vorbească domnul Vasile în continuare și o să ne facem o recapitulare. Voi trebuie să înțelegeți la momentul dat că pentru un nivel și este acolo locul unde traderul ce face? Ia decizia de cumpăra sau de a vinde. Dar el ia decizia în dependență de ce s-a întâmplat în istoric anterior, de ce prețul la anumit moment s-a întors de acolo. Așa? Iată, imaginați-vă dacă haideți vinde ceva. Noi tot cumpărăm și vinde. Toate exemplele, majoritatea sunt de cumpărat și vânzare. E toamnă, avem, nu știu, Moldova, ce avem de vândut? Toamnă. Toamnă? Miere. Bun, haideți miere. Imaginați-vă că vreți să cumpărați o toamnă de miere. Unde o să vă duceți? Vă duceți la piața centrală. O să trebuiască să îmblați la fiecare și să luați câte kilograme, câte kilograme. Nu o să fie comod. Dar unde o să mergeți? La producător. La producător sau, cel mai bun caz, la o piață în grob. De ce? Pentru că acolo este convenabil pentru dumneavoastră să cumpărați la un preț mai jos. Dar mai apoi ce faceți? Să revindeți sus. Așa? Iată, domnul Vasilios ne spune cum noi, în dependență de toată situația dată, să plasăm nivelele și în ce moment. Bună seara, eu mă numesc Vasile, consultantul datul companiei Double Case. Astăzi noi vorbim despre nivelele psihologice, despre zona psihologică care se formează și, desigur, și
nivelele bancare. Nu sunt doar noi, suntem obișnuiți cu aceste nivele, cu zonele acestea noastre, care noi vedem maxime de și minimele și lucrăm cu ele. Ele sunt niște niveluri obișnuite. Cineva deja poate va cunoaște informația dată, cineva este o informație nouă sau cineva a auzit și doar nu a reușit să dezvolte în ce ține de informație. Să mai citească, să mai acord. Noi astăzi să vorbim pentru toți trebuie, fie el ferial, fie demo, fie nou începător, fie care are deja 5 sau 6 ani din nou creează ca trader sau transacționează de conturi reale. Totodată, noi astăzi să vorbim despre nivelurile acestea non-bancare și termice și slabe. Din anii 1960, toți încercau să depășească, au apărut cartea roșie, încă mai înainte, dar toți încercau să depășească sportivii cei mai mari, încercau să depășească anumitul nivel al lor. De exemplu, 1000 de mili să le alerge mai mult, mai puțin decât 6,55 de secunde, 6 minute și 55 secunde. Tot încercau. Timp de vreo 6 luni, câțiva prieteni, Jogan, a încercat să străbate nivelul dat. Undeva după 6 luni a bătut recordul și a ajuns la 5,15 secunde. Adică 5 minute și 15 secunde a trebuit în volumie. Până între timp, pe urmă, de spatele lui, a putut străbat și nivelul următor. Până atunci nimeni nu putea străbate. Dar după asta, toți au început a străbate, chiar dacă a fost recordul global. Toți tindem pentru a străbate un nivel în viața noastră. Și noi astăzi vorbim mai departe despre nivelurile în piață. Principalul este noi să le înțelegem și le amplasăm corect. Astăzi va fi mai mult tehnic despre piață. Și ține, noi tot timpul suntem deprinși cu momentul dat. Mișcarea dată, trebuie să știu că facem noi. Amplasăm nivelul sus. Avem o atingere la un preț oarecare, a doua atingere și avem nivel de rezistență. Să vă uitați, nu este dublu, dar poți mai fac mai mult în momentul ăsta. Poate nu știu foarte așa. Dar aici este un, între niveluri dat sunt punctaje tot de mari. Doar avem mai multe atingeri la nivelul dat, unde avem mai multe rezistențe. Noi, ca de obicei, azi credem că dar atingerea asta poate să fie un fel următor. Deci care mai fruște, mai mare. Dar de ce anume la zona aceasta? Noi să explicăm astăzi deja despre nivelurile acestea. Între timp, când s-au format nivelurile acestea și în anii 1987, s-au făcut mai multe experimente în privința la aceste prețuri care se formează global și psihologia omului. De ce anume la 100 de dolari pentru o tonă, de exemplu, de motorină sau de ce anume mai mult de 1,100 nu mai trece prețul? De ce cifrele acestea cu 2 sau 3 zerouri? De ce la jumătate? S-au făcut mai multe experimente chiar și într-un simplu magazin. Dacă prețul depășea, de exemplu, 9,50, îți dădeai pe o haină oarecare. Dacă era pe cumpărătorul era gata. Cum trece de 9,80 sau 9,99, deja cumpărătorul nu era gata să dai pentru acest. Și noi să învățăm cât astăzi tipurile de nivele și ce sunt aceste nivele. Nivelele sunt, noi să învățăm astăzi tipurile de nivele, nivelul psihologic, zona aceasta psihologică și nivelul bancar. Ce este acest nivel psihologic? Unde traderii, ca de obicei, găsesc un nivel și investitorii găsesc o zonă psihologică unde se respinge, nu sunt gata să simt inconfortabil și nu sunt gata să cumpere sau să vândă în acest nivel. De exemplu, putem să avem nivelul așa o zonă formată între prețul de 50 și zona dată, 1,020. Aici noi o numim o zonă, dacă ați observat și la market discussion dimineața, când facem analiză, câteodată noi nu spunem tot timpul nivelul, da, 200 sau 100, dar spunem zona aceasta psihologică. Din această zonă psihologică noi trebuie să găsim intrarea pentru a intra mai departe în intrarea dată. Pentru a intra în tranzacție și de a face profit. Așa, noi avem primul moment, avem tipurile de nivel. Și care sunt ele? Cele, cum v-am spus despre experimentele care s-au făcut, cele mai importante între timp nivele au fost localizate cu la sfârșit 3 de 0 sau 2 de 0. Acestea sunt cele mai puternice nivele și acestea sunt nivelele bancare, care sunt unele din cele mai puternice. Și plus,
Nu avem doar, noi las căutăm 100 sau 0,000 sau 200. Dar la mijloc, la ei ce are? 50. Și în timp s-a depistat că cele mai puternice nivele sunt 50, 500 sau alte cifre care au 3 sau 20. Astea sunt de bază, informația aceasta îți găsești. Dar cum noi lucrăm? Nu tot timpul ele, cel mai des ori, chiar dacă ajunge la 500, el va să-l străbată și vine înapoi. Cum lucrăm noi cu el? Mai sunt încă două, mai este un timp, dacă acestea sunt tipuri de nivele puternice, sunt nivele puternice bancare, acestea sunt nivelele puternice bancare. Noi avem și nivelele cele slabe, de unde se formează și de unde are loc formarea și de unde putem noi să intrăm în tranzacție. Ce poate să formeze la și ce poate să dăie nou deja un impuls pentru a intra în tranzacția dată, poate să fie mai mult. Fiecare tranzacționează diferit. Cineva poate să tranzacționează doar după indicator. Cineva după figuri, lumine, fiecare își alege strategia lui. Dar până la final avem următorul tip de nivele, sunt 20 și 80 sau 800 și 200. Asta este finalul oricare alt preț care se formează în viață, care noi putem să ne folosim de el. De exemplu, avem mișcarea, da, suntem aici la mijloc, este nivelul 500 și jos, de exemplu avem un întreg și cum acum este și euro și mai multe cotații sunt la niște nivele destul de puternici, dacă ați observat, acum și CHF-ul și mai noi să analizăm deja tehnic, sunt la niște nivele puternici istorice. Unde noi putem să vedem în ce și întâmplă sau rezistență sau un suport. Avem 1,0500 și jos, aici este nivelul 0,0400. Dar aici noi vedem cot, a trebuit la nivelul dat a doilea oară și l-a străbătut și a treilea oară și l-a străbătut. În istorie, încă putem să luăm așa un moment. Noi care să socotim deja nivel puternic? Noi încă putem să luăm nivelul dat. Undeva va fi, să l-am plăsăm simplu pe grafic. Unde să vedem, unde sunt mai multe maxime și respinge. Asta este clasică, noi cum am plăsăm noi pe grafic. Dar noi când luăm mai bine nivelul, noi deja l-am plăsăm 1,0,5. Sunt logic, piața, piața este nivelul dat. Aici este o zonă aceasta psihologică. Nu este la 1,0,470 sau cât va fi prețul. Dar aici prețul este 0,0,500. În zona aceasta, la prețul ăsta, noi căutăm intrarea noastră pentru a găsi și a intra în tranzacții de vânzare. De ce? Iată, eu vreau să menționez. Dacă vorbim de tipurile de nivele, sunt nivele istorice, care țin de punctele principale din trecut, din istorie. Sunt nivele psihologice, care noi, traderii și market makeri, îi creăm. Și sunt nivele matematice. Cele matematice care depind de careva, eu nu știu, Fibonacci, așa, calculele matematice. Iată acum ce zicea domnul Vasile, e vorba despre primul nivel, nivelul istoric. Cum se formează nivelul istoric? Este cel mai puternic nivel din punct de vedere când facem o analiză tehnică. În primul rând, ca să nu facem foarte multe nivele, noi ne orientăm către valurile care sunt în piață. Totdeauna țineți minte că acolo unde prețul n-a putut să străbată și s-a respins, acolo se formează un nivel. Și în istoric, punându-l, baza mișcării acestea, precis o să aveți un nivel. A doilea moment, când puneți nivelurile, deci cele istorice sunt, noi le plasăm întâi, asta e normal. A doilea moment, noi îl punem, îl plasăm pe maximum. Gata, noi am luat cadranul ăsta, de val, care este de unde s-a pornit prețul în sus și de unde s-a respins. Deci aici, dacă țineți minte cum vorbeam la început, nu a permis cineva să meargă mai jos. Este prea jos prețul. Și acum uitați-vă. Aici este la moment prea sus de a cumpăra. Și cine nu permit să treacă mai departe? Momentul psihologic. Sunt traderii, investitorii, care au după nivelele date plasate ordine limită de exemplu, sell limit. De ce? Pentru că ei știu că în istoric nivelul este psihologic,
este puternic. Deci nivelurile istorice, noi le luăm independență și le formăm pe grafic, noi ziceam așa, în dreie, așa, luăm baza valului, cum s-a pornit în sus, și maximul punctul de unde el s-a respins. De ce? Pentru că acolo nu a fost combinabil să meargă mai jos sau mai sus. Ok. Dacă revenim mai departe, nivelurile istorice nu au legătură absolut deloc cu nivelul psihologic, să zic așa. Nivelul psihologic e format iarăși în dependență de psihologia traderului. Și anume de ce? Pentru că noi traderii, nu toți suntem oameni, așa? Trader și oameni, da? Dar până la urmă, noi când punem stop loss, take profit, ne gândim, noi punem ceva 1.37.40, 1.00.50, da? Deci ceva să fie legat cu zerouri sau ceva să fie fix. Punem câteodată 1.37.47 sau ceva fix. Deci totdeauna când noi cumpărăm, când vindem, noi ne străduim să fie o cifră rotundă. Iată, nivelurile este psihologice. A doilea, sunt create de noi traderi și toți investitorii care sunt pe piață. De ce? Pentru că acolo, deja, noi știm că prețul să încetinească. Dar să încetinească pentru că, iarăși, este un market maker. Este cineva pe piață care știe că acolo precis trader o să gândească. Acolo e zerouri, așa? El este puternic nivelul. Și dacă o să vedeți deseori, nivelul psihologic nu totdeauna corespunde cu nivelul istoric. Sunt două momente diferite. Dar, în primul rând, când se plasează un nivel, voi trebuie să atrageți atenție la nivelele istorice, așa? A doilea moment, noi tragem atenție la nivelul psihologic. Unde sunt zerouri? Zerouri sau cifre legate cu 5. Iată, domnul Vasile o să le explice acum și pe grafic, pentru cine tranzacționează cu voi cu Zaro? Super! Iată pe Zar, nivelurile 19.500, 18.500, o să vedeți că cam se încadrează în daily între valul acesta. Foarte ușor. Deci înseamnă că o să vă duceți cei care tranzacționați pe Zar și o să analizați momentele astea, că sunt mai multe. Și acolo o să iei decizia traderul de a intra în tranzacții sau de a ieși. Așa? Pentru asta sunt nivelurile. Ce psihologic? Când noi le plasăm, deseori, traderii întreabă, dar cum să-l plasăm? Că iată, aici parcă ar trebui să fie așa, sus, așa? Dar aici parcă ar trebui să fie așa, în jos, așa? Unde să-l ridicăm? Să-l punem aici, prețul să iasă, sau să-l punem chiar aici? Dar istoric, undeva departe, el tot este. Este un moment interesant, pentru că nivelurile fix în fix, cum zice limba rusă, copeica în copeică, nu există. Foarte, foarte rar. De obicei, pentru cei care încep să tranzacționeze. Și pentru trader, noi recomandăm, cum a zis și domnul Vasile, zone. Zonele acestea, chiar și vorbind de market discussion, noi le plasăm reieșând din actual ce se întâmplă. Adică, noi începem actual să vedem unde a avut loc minimum, noi începem actual să vedem unde a avut loc maximum și o plasăm minim și maxim. Dacă următorul punct, iată aici, se va ridica prețul așa, de exemplu, și va merge în jos, pe atunci eu n-am să plasez aici punctul, pentru că el undeva, în istoric, jumătate de an a fost tot aici. Dar eu o să-l plasez, iată aici, pentru că asta este acum. Asta este aproape. Așa. Dar de aici până aici se creează o zonă. Iată, asta voi puteți să faceți ca zonă, să puneți oranj, galben, cum e comod. Pentru că aici prețul tot întâmplă dificultăți. Și asta poate să corespundă cu istoricul. Așa. Acum, iată de aici, în zona dată, noi luăm, să zic așa, decizia de a intra sau de a ieși mai departe în tranzacție. Dacă este crescător sau este descrescător. Nu contează pe ce time frame suntem, așa. Dar noi vorbim despre daily. Exact așa când începem să plasăm nivelele, partea de jos. Poate prețul undeva aici a fost. Și prețul actual este aici. Da? Eu sunt sigur că noi plasăm un moment de bază. Nivelul acolo s-a început valul. Valul, mișcarea mai mare are, să zic așa, mai mare întâietate. Are primul target. Dar la momentul dat, între mișcările acestea, mai sunt niște nivele. Dacă voi să le puneți așa foarte, foarte mute, și vă dați întrebare, de ce s-a mis stop loss, de ce take profit nu a ajuns? Pentru că nu toți le văd. Nu toți le văd pe piață. Acolo prețul se oprește foarte rapid. Sau
Nivelul celor care a fost străbătut odată în sus, odată în jos, nu se ia în calcul pentru a tranzacționa. Deci decizia cea mai mare de a intra în tranzacție pe perioadă mai lungă de timp sau medie de timp, așa, va aparține după nivelele istorice. Și dacă voi le plasați în daily, așa cum vă zic, respectiv cum vă zicem noi, și pe urmă, haideți că le înjumătățim în H4, haideți că le mai înjumătățim în H1, dar acestea daily sunt de bază. Și iată, cum am arătat noi, lăsați-vă zonele astea, pentru că, de ce? Cam cât ar trebui să aibă zona asta? Așa o întrebare am avut de la un trader. Eu zic că trebuie să aibă cam vreo două lumânări ce țin de volatilitate zilnică din instrumentul dat. It's enough, zici. Este suficient. Două, trei lumânări. Așa, zona dată. Ca să înțelegem ce se întâmplă aici. Se cumpără sau se vinde. Pentru că deseori, chiar dacă suntem în flat, tot avem zonele date. Și prețul ce face? Ajunge așa, ajunge, străbate, o străbatere falsă, așa cum noi zicem, și iarăși vine înapoi. Dar analizând zona aceasta, atunci îți va fi mult mai clar și mai ușor să faceți deja o idee ce ține de tranzacționare. Și nu neapărat să aveți la fiecare 20 de puncte, dar noi recomandăm. În daily să fie un nivel în jur de 400 de puncte, până la, da? Deci nu fix 400. În H4 noi recomandăm 200-400, așa? În H1 100, plus minus. De ce? Pentru că 100 un nivel cu confirmările pe care noi le zicem de sus, de jos, sunt aceleași 50, 60, 70 de puncte pe care noi avem necesar să le luăm pe zi. Dar să nu uitați că zonele locale, fondul local în H1, el deseori îi duce un pic în eroare. De atâta că nivelul acela nu are importanță pentru alți trader. Și haideți acum să vedem, cum Vasile o să ne arăt tehnic deja, zonele astea, cum noi să le plasăm și la ce tragem atenție. Smerată, trend, unde noi zilnic facem analiza pieței. Și nu va pas să-l facă duminic sau să. Nu va pas să-l facă în timpul, în fiecare zi, poate să facă analiza acestei pieței. Și s-a întâmplat pentru traderi care majoritatea ce fac. Noi regulamentul principal, la început, cum spunem, am plasat minimul 3-4 nivele mai jos de preț și 3-4 nivele mai sus de preț. Și ce fac ca de obicei trei? O am plasat, avem, chiar mișcarea dată, avem trendul, o am plasat nivelele și cum crește prețul mai sus și mai jos, ștergem în spate nivelele și le mută după preț. Și în spate jos acolo, gata, le șterge și nu. Și de fiecare dată, traderul are nevoie să împlăsesc din nou nivelurile date. Dar, noi dacă să tragem atenția zilnic și să vedem dacă împlăsăm noi zilnic aceste nivele, ce să nu le lăsăm în istoric, mai ales dacă noi ne-am ales deja nivel. Dacă sunt dumneavoastră tranzacționat doar după nivelele istorice, atunci acele nivele istorice el trebuie schimbat. Dacă sunt tranzacționat după nivelurile bancare de bază, atunci nivelurile acestea le lăsați pe grafic amplasat. Și plus la aceasta, de exemplu, dacă avem impulsul, automat dacă ați observat și pe euro, să dă și ne folosește și pe Fibonacci, el undeva la 50 de puncte, 50% din apoi 61. Dacă ați trageți atenția între impulsuri, de exemplu, aici avem la nivelul 1.2100 și jos putem să avem nivelul dat, 1.20.000. Atunci, noi corecția o avem la jumătate din acest impuls care o avem la moment. Cât avem 100 de puncte? 2.1. Dacă avem 100 de puncte, oricum majoritatea corecției pe acestea care sunt nu prea orice, euro, 100 de GBP, 100 de, va fi la jumătate în zona aceasta până la nivelul 1.21.50. Ca să înțelegi de ce se formează nivelul ăsta bancare și psihologice zonele acestea și de ce Fibonacci așa de bine lucrează când îl amplasăm din time-frame-uri mai mari și ne arată fix zonele cele mai puternice în time-frame-uri mai mici. Asta este, dar acum să amplasăm deja pe grafic, să vă arăt un moment cu graficul, zonele acestea lucrează. Și ca să înțelegi, zonele sunt 50.00. Imaginați-vă cum doriți să spargeți un perete de
40 și un direcție de 8. E cam folge așa mai despre ce se întâmplă. Că pentru a trece examenul, da? E ca la dumneavoastră când treceți examenul sau când dumneavoastră intrați pe cont, deja tranzacționați pe contul real, mult mai ușor este. Dar în folge, când se treacă ultimul examen, iau nevoie să sparg un perete. Dar nu numai unul, dar trei pereți, unde sunt toate de grosime diferite. Fiecare așa mai greu să fie. Asta e cel care este mai, volumul mai mare acolo. Cât mai mare este volumul care se pune în piață, cu atât mai puternic este nivelul. Și cât mai rotund să fie nivelul dat, cu atât va fi mai puternic. Și noi putem tranzacționa între ele. De exemplu, da, câteva momente, eu deja am apăsat câteva nivele, dar e că avem, cum a spus și doamna Irina, la USDZA. Noi avem nivelul dat 19, 5.000 și 18, 5.000. Vedem că în zona aceasta fluctuează foarte puternic pietre. Se vede sau schimbăm... Așa se vede mai bine? Așa, avem zona... Zona noastră care tranzacționăm cu ea. 5.000. Unde în zona aceasta el fluctuează și nu are putere de străbatere. Și vedem că în aceste două zone noi putem să tranzacționăm pentru și 18.500. Fix la nivelurile date, ele se resping și au devenit nivel de care? De suport și de rezistență, ca de obicei cum noi le credem sunt aceste două nivele. Dar avem și unele treceri din nivelurile date. Cum noi, ca de obicei, să intrăm și să facem o tranzacție? O să iau GBP-USD sau alte cotații pentru a analiza din punct de vedere. În primul și în primul rând, toate nivelurile date și intrare în tranzacție se face doar cu ajutorul trendului. Fără trend, cum cunoaște de bază, fără trend, nu. Noi tranzacționăm doar cu ajutorul trendului și conform trendului. Deci, o să amplasăm câteva nivele. Vedem în zona dat că la GBP, care e zona acum de mine, o definită zonă de suport? Zona de 20-55. Cine tranzacționează cu GBP? USD. Zona 20-50 a devenit un nivel de suport foarte puternic. Dar de ce nu s-au oprit direct la 20-50 sau direct la 20? Mai avem încă un nivel mai jos de 20 și 20. Plus la asta, dacă ne ridicăm sus, noi primul lucru care îl facem în fiecare zi, analizăm din punct de vedere direcție, intrarea și ieșire. Și amplasăm nivelurile de o culoare. Alegem cele mai puternice nivele, de exemplu, 20. 20.00 și le aleg între ele și le pun de o culoare. Unii va fi nivel de suport și nivel de rezistență pentru prietul nostru. Avem 23.00. Le apăsăm simplu pe graficul nostru aceste nivele. Și 20.00. Plus tot în daily punem și nivelul 22.00. Între nivelele date, câte puncte avem? Câte 100 la fiecare. Dar între nivelele astea noi putem și amplasa încă două tipuri de nivel. Putem amplasa 21.20, care va fi nivel slab, cu 21.80. Ca de obicei, noi, dacă dăm în time frame mai mic, avem H4, noi ce să facem? O să alegem nivelul dat, 22.60. Sau următorul nivel care să-l alegem de jos, va fi 21.56, sau care îl avem atingeri mai multe. Dar nivelul care este mai principal, va fi alt nivel, acela 21.50, de unde s-au respins.
De sigur, după ce punem paravent, punem și alt culoare. Sau îl punem roz, sau îl punem alt culoare. Și urmărim ce s-a întâmplat în zona asta. De ce anume de aici, de la 22.50, s-a respins și cine arăta nouă și cine posibilitate ne dădea nouă că suntem în tranzacție de la 21. Toți așteptau ce se întâmplă și la tine. Toți așteptau un bac. Duc să schimbi trend. Dar avem noi voințe în dele să schimbi trend. Vedeți, că până și nu atingem încă o dată deja 21.00 la atest, dar să observăm mai departe cum are loc. De fiecare dată noi căutăm la nivelul acestea. Cine lucrează cu nivelul și dorește confirmări mai sigure, de fiecare dată noi intrăm în tranzacții de la nivelurile noastre prin stabilit. Eu mi-am găsit nivelul meu, sectorul, zona asta psihologică. O amplasez, văd că o dată, a doilea oară, a treilea oară, și caut intrări de aici, din zona dată, din time frame-ul, cu mult mai mici. Dar de obicei, traderii, ce fac? Văd că ajung aici, văd o dată, două ori, s-o respins. Dacă am văzut o dată, s-o respins, a doilea și a treia oară, s-o respins. Ce să fac? A patra oară, tot mă gândesc că se respins, corect? Și greșeala, dacă noi să analizăm din punct de vedere, fiecare dată, cum a avut loc respingere, ridice, din zona dată, vedem că străbaterea, străbaterea zonei date, unde a avut loc nivelul dat de... Așa. Străbaterea a avut, aici a avut o respingere, după care o străbatere mai brusc. Ca de obicei, străbaterele date se întâmplă la știri. De exemplu, sau vedem nivelul dat, în timeframe-uri care sunt mai mici și de aici găsim confirmări pentru că suntem în tranzacție. Vedem cum are loc. Dacă prețul va fluctua în zona dată, vedem o respingere, două, noi deja știm că prețul se va respinge din zona dată. Dar, plus, avem un impuls puternic. Ca de obicei, în timeframe-uri mai mici de 15-30, va avea loc o străbatere mai bruscă. Dar ce poate să ne ajute pe noi ca să mai... Să vedem cum va avea loc dacă de unde suntem noi în tranzacții și de la care sunt zonele cele mai interesante pentru noi. Ce indicatori poate să ne ajute? Noi putem folosi, astăzi o să folosim RSI-ul. Ca de fiecare trader recunosc ce înseamnă acest RSI. Este un indicator oscilator care ne arată nou puterea, care fluctuează între zona zona 0. Și avem așa. E fix ca aparatul acela care ne arată bătăierii inimile, puteți la mișcările ei. Avem între nivelul 0 și 100. Și ne arată nou puterea a cumpărătorului și a vânzătorului. RSI-ul acesta. Și el se mișcă. Poate să mișcă așa în direcția dată. Ne arată cât de puternici sunt cumpărătorii și vânzătorii. Avem aceste două zone. RSI se folosește din 1987. El a fost creat prin primii indicatori care îi foloseau trader, că este destul de ușor. Cui este greu că totodată să aibă combinație de lumânași plus nivele și să dea un baie de jos, de la nivelul de jos și un sell de sus. Când ajunge RSI sus la nivelul dat și linia aceasta mobil jos. Dar totodată avem și nivelurile noastre care putem să le folosim. Să l-am plicat? Da. Deja acest RSI, adică dumneavoastră nivelurile date care vă le-am arătat puternici, puteți să folosiți și cu mai mult. Poate fi și o oscilator stohastic care dumneavoastră l-ați învățat la lecții, dar este posibil și cu RSI, dar parametri, cel mai bun parametru la RSI sunt 10 și 14. Dar pentru folosirea în time frame-uri, cum ar fi H1, H4 pentru a intra în tranzacții, desigur că avem RSI de parametru 10.
Ne uităm, am ales zona noastră, am ales pe nu am la nivelul de măsură se deschide. Dar suntem roșu pațiență mai bine. Da? Așa. Cel mai bun are să ai că se înțelegi time frame-ul cum sunt. Dacă lucrăm cu nivelul de time frame-ul de întreg în H4, H1, sper că nimeni n-am pasat de nivelul din M15 și M5 sau să amplasează trendul în M15. S-a întâmplat că traderii amplasează și asta. De la început, începătorii, când încep să tranzacționeze, se întâmplă foarte des ori că mulți traderi încep a tranzacționa din M15 și M5. Mai ales sunt care doresc să fac scalping sau, dar oricum, fără trendul de MBL și H4 și dacă n-am plăsat la nivelul de MBL și H4 să vedem cele mai bune zone unde este. Pentru noi toate zonele este bune, dar pentru cumpărători și vânzători zonele de sus sau jos sunt întâi pentru cumpărători, este întâmplare de este psihologic, o zonă psihologică grea, atunci pentru noi este ok, pentru noi putem să dăm în tranzacție pentru a face profit. Dar, ca să înțelegem cum să combinăm cu altceva, toate, tot noi ce facem zilnic, să combinăm, nu avem mai nevoie așa de mult. Doar nivelele care le avem și un indicator oscilator, cum ar fi RSI-ul care ne-am folosit noi de acest indicator. Mulți trade poate să tranzacționeze, cum am spus, și într-un timeframe mai mic. Eu vă sfătuiesc un timeframe mai mic, M15, maxim M5, spunem, sunt care găsesc și figuri și diferite în M5, dar nu înțeleg până unde și în ce direcție merge toate figurile acestea. Chiar spunem și în M5, acum să intrăm și să vedeți fiecare moment cu M5. Și să luăm și o altă cotație pentru a tranzacționa pe ea și pentru a vă arăta pe ea exemplu. Noi intrăm în M5 și M15 pentru a găsi o confirmare mică din zonele noastre de interes. Avem zona 2, noi trebuie să așteptăm cât o tranzacție pe termen mai lung, de exemplu, cine dorește să tranzacționeze pe termen mai lung, poate să tranzacționeze între nivelul 23 și 21 sau 23 și 2000, adică 0-urile date. Dar traderii care doresc 50 și 100 de puncte pe zile, pe zi au posibilitatea să tranzacționeze între nivelul 50. Și să folosească de la nivelul 20 și 80 de a găsi cum să intre în tranzacție, în timeframe-uri mai mici, din zona dată, nu poți să intri în zona dată în sell. Dar dacă găsim în timeframe-uri mai mici, în fiecare aceste zone, găsim câte o confirmare. Ce confirmări noi avem? Figurile. Mai avem indicatorii noștri. Plus la acestea sunt și lumne. Cel mai des folosit RSI-ul cu parametri 10 este în timeframe de H1 sau H4. În daily nou, RSI ne arată o intrare pe termen mai lung, dar pentru noi să intrăm în tranzacție și cel mai folosit pentru intraday va fi timeframe de H1, H4. Cine arată nou acest RSI? Puterea cumpărătorului și a vânzătorului. Exact. Eu vreau să vă zic, dacă vă aduceți la cursul de bază, tot de unde vorbim despre stohastic oscilator, el este asemenea. De ce anume? Este, să zic așa, indicator oscilator care este în partea de jos, permanent, la graficul. Și noi avem ca gramul ăsta de 30 și 70, de a intra mai precis în tranzacții. Cum este oscilatorul 20-80, aici merge 70-30. Nu uitați că aici sunt niște calcule matematice, când voi vă trebuiește confirmarea. Aici sunt supracumpărare, jos este supravânzare. Exact așa. Când sunt prea mulți cumpărători și zona iese din timeframe-ul de 70, atunci este o confirmare mult mai sigură. Deci, haideți, domnul Vasile, să păsați pur și simplu să vedem, iată, în cazul dat, cum ne-ar arăta nouă RSI-ul, reieșim din zona 70, este mai jos. Voi puteți acasă să ajustați, să puneți mai culorile, să plasați chiar și linia aici ca să o vedeți mai fixă. Dar uitați-vă ce vedenie nouă ne arată vânzarea. Deci cum a ieșit din zona dată, respectiv noi putem adăugător
să includem ca o vânzare. De ce? Pentru că și aici, la moment, avem nivelul. Deci, noi nivelul îl combinăm cu indicatorul DAR. Dar indicatorul folosim în dependență de zonele 70 și 30. Ca confirmare. Și atât domnul Vasile zicea că confirmarea asta de sus, noi putem să o luăm într-un time frame mult mai mic. Pentru că acolo, știți, în interior, ca matrioșca ce e. Ne băgăm acolo de sub, de sus. Și căutăm. Și în interior, la lunarea asta, poate în timpul mai mic, poate să fie chiar aceeași figură, care întrând după figură, noi putem să prindem o amprare. Hai să trecem la asta la față, în timpul este mai mic. În 5 și 15. Ok, dar ca să ne apropiem în apropiere, să nu fie prea... Nu. Avem așa. Nivelul de rezistență prin supresă în zona dată este 2,50. Dar noi vedem că el a ajuns până la următorul nivel care 22,80. E 81 punctă. Intrăm în tranzacții de să vedem mai în apropiere cum îți duci, doamna Elena, în matrioșca noastră, în prețul nostru cum zilnic fluctuează, că noi dacă am plasat nivelurile date, putem să căutăm și noi o confirmare pentru a intra în tranzacție. Dacă în zona aceasta, de exemplu, am intrat în M30, în timeframe de H1, în timeframe-uri mai mici și nu găsim anumită confirmarea noastră, dar noi oricum vedem nivelul dat 22,50, a avut o străbatere, a doua și a început momentul dat. Cel mai des ori se întâmplă că la 22,50 el va străbate, va ajunge la 80, în caz că se respinge de la 80, deja avem posibilitatea, nu găsim figură, dar majoritatea adreselor, uitați, noi putem să deschidem o tranzacție de aici direct, dacă o ajungem la 22,50, punem stop loss-ul, unde să-l punem noi? Stop loss-ul amplasăm la 22,80 în zona dată. După care, până nu ne așteptăm noi că va întâmpina o rezistență la 1.2200, la nivelurile acestea mai puternice, cu 2 sau 3 zerouri. În zona dată, chiar dacă el o străbate, dar oricum, noi aici ne așteptăm să ajungem. Deci avem plus la aceasta și raportul, dacă aici va fi 20 de puncte, minimul de 1 la 2 raportul de a intra în tranzacție de sell sau de buy. Luăm și alte cotații, cum ar fi și 110 așa. Și o să-i amplasăm fix aceste nivele. Unde s-a respins de jos? Ați văzut la ce preț, la acest preț de 0.348, la unde 110 HF și jos s-a schimbat trendul. Noi din Deli o să-i amplasăm nivelurile și o să ne apropiem mai apropiat pentru a vedea cum lucrează nivelurile tale. Și totodată i-am văzut și indicatorul RSI. Și mi-a arătat RSI nou chiar din timeframe de Deli și de unde mi-a arătat în intrare. RSI-ul și cu nivelele sunt unele din cele mai efective și cele care traderii cei mai populari care folosesc traderii. Traderii e nivelele și RSI. Și intră în tranzacții de cumpărare de la nivelul 30 și de vânzare de la nivelul 70. Unde avem noi confirmare? O găsim. Cine tranzacționează pe termen lung, poftim, folosește RSI și pe termen lung împreună cu nivelurile cele mai puternice. Sus care nivel avem? 90,200. Eu văd că în daily el ajunge sus. Și am nevoie de altă confirmare pentru a intra în tranzacție la acest nivel, la nostru putere. Pentru desigur că în time frame e mic. Dar eu știu că l-am găsit la nivelul dat. Intrarea, deja prețul meu este în zona dat. Și îmi caut o intrare în time frame încă mai mici. O respingere. Lumnarea, văd, când ați să vedeți așa o lumnare puternică și trageți atenția până unde e, până la nivelul, chiar în zona dată, de 20. Da.
avem 200 și 20. 220. În zona aceasta, vedeți că antreprenatul o rezistență foarte puternică. Deja când fluctuează time frame-uri mai mici în zonele acestea, ne întâmplă o greutate prețul și din zona aceasta putem să intrăm în tranzacții împreună, desigur, cu ce avem. Plus la aceasta avem și RSI un H4, tot ne arată zonă, o zonă psihologică și totodată o zonă de vânzare. Unii cuvânzători au întâmplat în această zonă, o zonă de vânzare puternică. Cum amplasăm noi cel mai des ori nivelul? Nivelul le amplasăm la cifrele cele mai rotunde, pe urmă combinat cu alte indicatori, oscilatori sau folosim o linie mobilă de tren. Cum credeți, asta funcționează? Linia deja noi avem trend format, noi trendul vedem în time frame-uri mai mari și nu mai lucrăm cu alți indicatori care sunt, dacă să adăugăm cât mai mulți indicatori pe graficul nostru, atunci graficul nostru va deveni insuportabil pentru noi. Cât mai mult să adăugăm, cât mai clar va fi cu nivelurile acestea psihologice și de trend, niveluri psihologice și bancare. Principalele este noi colegi. Cele bancare le avem, cum am spus, la numere rotunde, iar cele psihologice, care sunt acelea unde avem, cum am spus, istorici, niveluri istorice. Cum acum ar fi? Eu vreau să vă arăt ce ziceam eu anterior. Iată, aici să luăm decizia de a forma zonele cele în care nu mai fiecare dimineață vă zicem. Luați decizia de la o zonă de confirmare. Uitați, aici, dacă să plasăm, două lunele, așa? Haideți să plasăm aici, un pic zona asta. Iată, aici este zona care ține de nivelul psihologic, dar și de nivelul istoric. Și iată, voi plasându-vă, puteți un pic mai mic să faceți, de două lunele. Iată așa, zona asta, de aici voi să luați decizia precisă. Pentru că aici istoric este zona. Dar aici alături este zona psihologică, așa? Și ele cam merg așa una lângă alta. De ce? Pentru că, iarăși, revenind la psihologic, oamenii reacționează și traderii. Zic, oamenii sunt oameni și traderi, da? Când zicea pe drum, mergeau, ești un om, da? Reacționează în cadrul dat. De ce? Eu vă asigur, mai ales de la început, plasați-vă zonele acestea, reieșind și din istoric și din psihologic, așa? De acolo o să luați decizia, așa? Iată așa cum am zis eu. Puteți să puneți chiar zona aceasta de vedeți, dar chiar sunt două, trei lunări mici între dânsele. Da, pur. Câteodată așa se mai întâmplă că mulți trader nu au nevoie de multe nivele. Ei se plasează zonele în formă de scăriță. Zona aceea în formă de scăriță, adică, iată, așa, o zonă, cum este aici desenată galbenă, mai sus, în dependență de minime și de maxime. Așa tot, este posibil tranzacționat. Dacă vă pare că nu multe nivele pentru dumneavoastră ar fi prea multe. Și acum, iată, să mergeți acasă și să faceți o analiză, pentru că, iarăși, retrospectiva masterclass-ului este de ce? Să facem analiza dependență de ce am învățat noi astăzi. Făcând analiza și uitați-vă, când ați ieșit de tranzacție, ați luat ideea de a ieși la un nivel psihologic, de la un nivel istoric, sau un nivel care în H1 nu prea văd toți. Și eu m-am speriat că puteam să mai lăs tranzacția, să mă duc în jos. Așa? Să atrageți atenția la momentul ăsta. Așa? Vă mai ziceți ce de... Cel mai interesant model trebuie să-l găsiți. Nu toate funcționează cum sunt la nivelul dat de 800 fix sau 200. Dar unele active, să fiți atenți când ați intrat să le analizați. De exemplu, piața Forex, ea foarte bine lucrează cu nivelurile acestea 50, 500 și 2 sau 3 zero. Sunt piața de mărfuri sau piața de capital, unde dumneavoastră puteți lucra cu zonele dat 200 mai mult și 800. Dacă o să analizați și o să amplasați mai mult pe grafic, o să vedeți fiecare din aceste nivele care poate să vă ajute. Cât mai mult în istoric noi vom analiza nivelurile dat și vom vedea ce au făcut prietul ca de obicei și cum l-au străbătut.
Nu poate să fie același nivel ca și pentru dumneavoastră toată viața, același nivel să fie nivel de rezistență. El oricum o dată și o dată și nivelul cel de suport este străbătut și acel din rezistență tot va fi străbătut. Dar trebuie să vedem cum este străbătut. Ca de obicei, când ajută să ajunge la aceste nivele de suport sau de rezistență, cele mai puternice, de sus sau de jos, acolo piața este o zonă de cumpărare sau de vânzare. Se formează, se vede cu ochiul cum piața fluctuează și întâmplă anumite greutăți. De aceea, noi traderii care noi dorim să tranzacționăm, noi putem tranzacționa prin moment. Cei care tranzacționează intraday, ei tranzacționează pe moment pe mai multe nivele, cum ar fi aceste nivele din interior, 50, 20, 80, dar traderii pe termen lung care tranzacționează, avem traderi care tranzacționează pe termen lung, se formează de la nivelul, de exemplu, de la nivelul mai mult de 0 ori, o lăsat pe un termen mai lung tranzacție. Deci știu că următorul nivel, oricum, va fi străbătut. De exemplu, dacă să avem mai multe respingeri de la nivelul, cum sus este, 6.000, oricum el va ajunge înapoi și piața, chiar dacă va fluctua cât de puternic va fluctua, oricum va ajunge înapoi la acest nivel 6.000 pentru a-l retesta. Majoritatea dețelor se întâmplă așa în momentul. Dacă avem străbateri din nivel, cineva zice că avem trendul și nivelurile cele mai puternici tot timpul vor fi retestate. Cum vor fi retestate? Dacă în istoric avem un nivel puternic cu mai multe zerouri, el va fi străbătut în jos. Sport, acesta este un nivel de sport pe care acum aveți și ANZD-ul de la moment. El va fi străbătut în jos. Oricum, până și nu se pornește prețul mai departe și următorul trend, dacă nivelul, da, nu va fi retestat. Noi dacă nu mai încercăm o dată, nu va porni trendul în alte direcții. Să observați momentul schimbării trendului, cu majoritatea trendurilor schimb de la niveluri rotunde, cum ar fi 3-0-uri sau 5.000 sau 500. Acestea sunt cele mai principale prețuri care se efectuează și schimbă trendurile la noi în viață. Noi de acolo trebuie să luăm cele mai importante decizii. De cumpărare sau de vânzare. Voi sunteți trader. Întrebarea. Dacă noi tot vorbim despre nivelurile istorice, psihologice, dar sunt nivelurile suport și rezistență a trendului, ce sunt cu ele? Atragem atenția la ele? Da. De ce? Dacă avem istorie, tot despre mine și nu am văzut. Exact. Deci nivelurile de suport și rezistență tot intră în cadranul dat. Pentru că deseori, dacă până la nivelul de istoric iese în cale un nivel de suport sau de rezistență, acolo prețul o să întâmple în dificultăți. Pentru că nivelul de suport și rezistență tot este din categoria nivelurilor puternice. Așa? Deci, în toate nivelurile pe care le aveți, faceți-vă o, să zic așa, o imaginație că noi avem nivelul istoric, îl plasăm pe grafic, în momentul după ce plasăm trendul, punem nivelul istoric și avem deja nivelurile două, care nu totdeauna corespund. Dar dacă nivelul de suport și rezistență corespunde cu nivelul istoric, noi știm foarte bine că acolo ordinea malate lucrează minuni. Banii sau minuni. Așa? Deci acolo în spatele la nivelul ăsta, când suportul cu rezistență cu nivelul istoric se interacționează, în spate foarte mult vreau să cumpere sau să vând. Lasă tot momentul să faci să vin. Totodată, cineva, când se întoarce trendul dat? Toți se întreabă, când se întoarce trendul dat? Fie el la orice cotație, la orice activ care vă vedeți dumneavoastră, eu cred că majoritatea traderilor, când se întoarce trendul? Câteodată se întâmplă că dau, pun un ordin amânat unui întrebă, punem, deschidem chiar tranzacția unui întrebă, crezând că trendul se va întoarce. Dar să văd că majoritatea traderilor, răsaiu, arată foarte frumos, schimbă acestea de mișcare. Plus, noi dacă combinăm RSI-ul și cu nivelurile puternice pe care le avem, aici este 3.000, n-am să vă apăsesc pe care, adică eu vă arăt plus. Acum, ultima oară când am ajuns la GBP,
prețul jos. Cine arată? Arată, trebuie să va schimba mișcarea de la 2000 în sus. Totodată, noi putem tot la nivelurile să putem să uităm și în istorie. Cum și-am spus, trebuie să analizăm tot ce învățăm. Noi învățăm din istorie. Istoria se repetă. Noi pentru asta și avem istoria dată, ni se dă posibilitatea să ne uităm în istorie. Pentru a analiza din punct de vedere cum a avut loc efectul, ca cum a stat și analiza fundamentală. Tot din istorie o faci de fiecare dată. Ne uităm, la fiecare moment, de fiecare dată, ne ajutăm să căutăm intrarea și avem un impuls așa de fel. Trebuie aici ce făceau? Așteptau schimbul de mișcare. Când a schimbat trendul în descendent? În descendent. Dar RSI-ul ne-a arătat în zona dată că se va schimba mișcarea. De ce? Pentru că el tot merge spre cadranul de 70. El se întoarce, dar el tinde spre 70. Și deja din 70 merge în jos, deja nou poate să ne arate că se schimbă și mișcarea, sau, de exemplu, confirmarea, pe cum zicea la Vasile și de tren. Folosiți-l și la moment dat. Stați schimbăm, că este cu GPT-ul acesta, dar am fost de usă de zahăr. Dar, și ținut de 100 de CHF. În ce trend el este în timp de loc? În trend orizontal. Și care este principalul lui preț în trend orizontal? Foarte bine știm că oscilatorii în flat diminuă. Avem trader în sală care știu că tranzacționează pe oscilatorii. Pentru că acolo e ușor. Și pulsul și corecția. De ce și RSI-ul putea să folosiți exact pe același moment. La 1.40 ori și jos. Așa, deștept pe stand. Ca să înțelegi cât de psihologic este, cât de puternic este un nivel psihologic, totodată un nivel bancar. Care 1.800. Sunt aceste două nivele destul de puternice, unde în istoric, de cât timp a fost nivel de rezistență și totodată nivelul de suport. Cum putem noi să tranzacționăm cu dânsul? Cine arată de fiecare dată aceste nivele? Chiar dacă ne uităm timp de o lună, ce avem noi aici? De fiecare dată RSI-ul de sus ne arată vânzare și de jos cumpărare. Și chiar dacă mă aduc în time frame-uri mai mici, mai ales cu aceste RSI lucrează și foarte bine cu nivelurile orizontale care se formează în timp. Avem sus, chiar și în day, vânzarea, de jos cumpărare. Uităm și în istoric, tot la același nivel, cine a arătat? În momentele de sus la nivelul de rezistență mi-a dat posibilitatea de a vinde, și de jos a cumpărat. Pentru că sunt traderi care au nevoie de 2 sau 3 confirmări pentru a intra în tranzacție. Chiar și unii traderi poate dimineața urmăresc market discussion, la amiază noi fac analiza lor și așteaptă știrea și oricum nu poate să nu intre în tranzacție. El se gândește, dar de ce nu face o figură? De ce nu face un cap cu umeri? Eu nu găsesc alte confirmări. Sau o lunare. Dar poate să-l ajute, traderi poate să-l ajute doar nivelul, văzând că este la un nivel de rezistență puternic și totodată văzând și că RSI-ul doar un singur indicator care poate să ne arate nouă cumpărare sau vânzare. Indicatorul, el nu merge după... El merge după preț. Nu, da, în spate. De prețul informat, nu poți să o arăți. Așa și spune, merge după preț. Corect? Dar oricum, pentru unii indicatori... Nu știu, dar ușor de noi avem de gen de acolo și mă confiată. Noi cum? Dar pentru că unii din trader... Ascultați, cine este cu experiență? Asta așa am spus de la început. Nivelurile date pentru noi a să fie, pentru cineva a să fie o confirmare, pentru cineva nu. Cineva a tranzacționat deja cu indicatorii, dar cineva are nevoie, este începător și are nevoie de altă confirmare.
Dar și-am spus că noi luăm. Cine are experiență, desigur că el cunoaște deja că nivelurile cel mai puternice, 100 sau 200, el nici nu are nevoie de alt confirmare. Câteodată când vede o singură dată că ajunge prețul la 100 sau la 200, el deodată poate să-i dea să. Dar sunt trader care, dumneavoastră, știți cu experiență, aduceți vă aminte că acum ați merge la volan. Când mergeți pe oraș și vedeți cu cineva cu semnul începător, încercați să-l clarisonați dacă greșești? Nu. Așa și traderul are nevoie începător de mai mult confirmări. Cel care răsare dată îi dă o confirmare, o siguranță a lui că el poate să intre în tranzacție. Plus la aceasta, avem și nivelul, că el este aici și fluctuează între nivelul dat. Și cum am spus, că avem importul și corecția l-a făcut până la jumătate din el. Și eu găsind nivelul meu, știind că, de exemplu, CHS-ul la nivelul 8, 9, ca de obicei în trecut la 8, 9 a fost nivel puternic de suport, acum poate mai fi un nivel de suport. Noi nu spunem că toate 100 de tranzacții care le aveți dumneavoastră fie după nivel, ar fi toate în take profit. Este procentajul de stop loss-uri și take profit. De exemplu, din 10 tranzacții de, care le aveți dumneavoastră, dacă 3 sau punem bine, las fi tranzacțiile 1, raport 1 la 2. Chiar și 5 tranzacții să fie în stop loss, dar 5 în take profit, dar așa mai rare ori, da, 5 în take profit. Unde ați fi raportul de profit? Dumneavoastră tot timpul vă așteptați și traderii, ca de obicei de începători, se așteaptă că toate tranzacțiile trebuie să fie în profit. Gata, toate, nu cumva una să fie minus, că gata, nici ceva tremura și mă ne-am o traderiță care e timp de 2 ani doar un stop loss. Să imaginați-vă foarte bine, dar trenduri și nivele, nu așa de multe, dar nu înseamnă că să... Nu-i una pe un an, nu-i una pe un an. Sunt destul de ok ca să participi la câștigul mașinii. Dar, de ce eu vă zic? Pentru că sunt traderi care vreau astăzi, acum să închidă tranzacția. Deci sunt care au mențit probabilitatea o săptămână, două. Și dacă nu vin la cine ca aici și zicem, când să trenduri în tranzacție, mai multă răsare noi am folosit la nivelurile ce anume. De confirmare, când zona o să iasă din zona 70 și o să avem nivelul ăsta psihologic și o să vrem în jos, iată atunci a folosit. Nu așa, la moment ca oscilator. Da? Iată, hai să nu e vrut ideea să vedem. Și acum iată aici, dacă ajunge prețul la nivelul psihologic, acesta care este, și noi vedem că răsare deja iese din zona 30, iată atunci pe noi ne dă de știre adăugător că putem să știm că prețul precis se duce în sus, pentru că este istoric. Acum, ca să știm precis că prețul se duce în sus, noi un pic ce putem să facem? Să intrăm într-un time frame mai mic, ca să vedem când noi putem să intrăm în tranzacție. În M30 înseamnă că deja avem o confirmare. În M15 încă confirmări mai multe. Având confirmările astea că poate avem o schimbare de preț sau avem un ciocan sau dacă este la nivel de sport. Iată, asta o să ne ducă la ideea că putem să trăim tranzacție. Asta a fost pe ansamblu... Chiar momentul este acum, el a ajuns în zona 70. Ce facem noi? Mai așteptăm la răsare. Chiar ultimul moment. A, acum doriți o... Asta e singură ideea, așa să ne spun ce trebuie să facem. Să lăsați un pic poate aici la 70-70 ca să înțeleagă cadranul ăsta cu mândre. Este graficul de începătorul dimineața care câteodată unii din trader în fiecare duminică poate face de nou grafic. Așa fac toți, nu? Nu cred că fac toți, sunt și nenușe. Dar vorbim. Îi mâine toți, chiar toți și încep de la zero. Lăsați nivelii istorici, corect? Așa. Avem nivelul vă sus, plus, nivelul nostru poate să fie ori de 80, acum este, va fi de 20, zona aceasta. Acum, pe timpul, dacă el este la rezistență și la strâmbatere, noi nu spunem desigur că 80 sus. Noi luăm, avem 100, cum avem era chiar acum cazul real. Avem 91.00 și 91.20. Eu mă aștept că până la 20 va fi un nivel. 100 este nivelul de rezistență cel mai puternic. Dar 20 va fi un nivel de rezistență mai slab, dar totodată de la dânsul așteptăm să formeze ceva și să avem unii indici pentru a trăi în tranzacție. Amu, ce vedem noi la momentul dat? Dacă totuși ne uităm și în istoric,
Uitați-vă, istoricul nu a avut loc, a avut loc străbaterea. O respingere puternică și o străbatere tot puternică. Aici, ce volum crede spondurat în piață pentru a străbate nivelul dat? Cum a fost volumul de reinvers, adică de bari în sus și un volum foarte mare în jos, și ce a făcut? Retest. Când are loc străbaterea unui nivel puternic și va fi pe termen lung, el are nevoie de un retest la nivel. Eu dacă o să încep să explic din termen bancar, o să fie mai greu. Asta poate să facem și un masterclass apart, în part, cu ordin blocuri și tot așa mai departe. Dar la momentul dat avem o străbatere puternică și un retest. Columnare și din ghețel. Cineva poate să iei și lumânare ce este din ghețel. La moment eu nu am, chiar dacă să-mi ducem, dacă găsim în time frame mai mici, un indicator, adică un semnal, cine arată de la început? Încearcă străbaterea acestor nivele. Eu n-am să iau. Eu caut o figură în momentul dat aici. Nu găsesc figură, totodată, unde avem lucrurile? Universal, nu? Aici jos? Da. Aici jos, da, dar eu nu caut figură aici jos. Dar se bate celălalt. Pentru un aplan transat. Aici întreb, când vorbim acum de nivelul ăsta psihologic și cum a scomnă... Aici uitați-vă, chiar dacă a făcut o respingere, ce e respingere puternică? Nu e respingere puternică, a efectuat o respingere de câteva puncte. Și nu avem eu un time frame-uri mai mici, nici o confirmare. Chiar și să luăm și lunarea asta, eu când am văzut că să vedem un time frame-uri mai mici, așa o lunare, eu știu că aici este un volum foarte mare, intrat în piață, pentru a menține prețul tot la nivelul dat. Și cel mai des să știți că dacă în H4 sau timp de o zi prețul se va forma deasupra la nivel de 100, dacă ați vă uitați și în, se va forma. Uitați-vă aici la acest nivel 91.20, la 91.00. De câte ori timp de o zi o încerca să-l străbată, dar nu s-a format prețul deasupra la 100. Când cumpărătorul cel mai puternic aici va pune prețul mai sus decât el are nevoie, atunci deja toți o să înceapă de a intra în tranzacție de bani mai departe. Până când se menține mai jos de 100, gata, prețul se va menține, se va mișca în direcția deja care este bine stabilit de către cumpărător sau vânzător. Aici tot depinde cumpărător și vânzător. Nu din noi doar, depinde în momentul dat. Cum să simtăm zona psihologică, am înțeles? Lumânarea parcă este de schimbare. Aici nu am văzut în zona 70. Nu am trebuit în tranzacție. Normal, trebuie să așteptăm toată zona și dacă vedem unde e în tranzacție. Noi ne ducem într-un fond mai mic și căutăm deja după alte strategii pe care noi avem. Dar de ce vreau să vă zic? Iată aici la moment, atâta timp cât nu este 70, la moment, noi avem posibilitatea să meargă în tranzacție. Iată de ce zic. Nu a ajuns în zona să fizeri ca să ne permită nouă să străbată un nivel ăsta psihologic. Asta. Pentru că asta la Forex, dar la gaz, de exemplu, merge, trebuie să faci o analiză măcar 10 minute sau 5 minute de gaz. Haideți pe 100X. Dacă nu... Am fost la 8 la ora, 8 avem Jerome Powell în vorbească. Dă-ți să vedem ce facem, să facem ca să trebuie tranzacție, da? Facem pe 100X o analiză? Eu aici am pierdut 7 coși. Am pus un trend. Eu am pus nivelul 106-800. Eu am văzut părerea mea că aici se formează capcumbră, foarte bine se vede. La momentul dat, ce ne așteptăm depinde de procentul pe care o să fie publicat. Dacă procentul crește, străbaterea de test și iar poftim, trendul ascendent, o să meargă mai departe. Pentru că noi cum suntem, noi avem local de H4, foarte frumos lucrează simplu. Avem nevoie de fele psihologice, mai avem nevoie de ceva. Avem figură, direcția, intrare, ieșirea și la moment de noutate. Deci tot este simplu până la urmă, da? Deci tot ce vorbim noi despre nivelele, într-adevăr, trendul și nivelele, asta este important. Și străbaterea aceasta, iată, indicatorii, fie RSI, fie oscilator, fie MACD-ul, voi să folosiți doar adăugător ca să găsiți momentul o să străbată prețul nivelului ăsta sau nu o să străbată. Să plasați un ordin amânat acolo sau nu să-l plasați. Asta este tot.
Haideți să facem analiză la ce? Ați făcut picia aia, da? Ce mai ne-ați făcut? Ok, 100 de X. Unde s-a oprit? La ce nivel? De ce nu s-a oprit la nivelul 106 X sau 106 432 și 1 sau altul? 1700. Da? În zona aceasta 1700. Da, Iersor, de ce nu a crescut la, până la 107, 228, 290 ceva, 300 sau în zona asta? Dar până la în zona asta e 250. El a crescut, uitați-vă, este nivelul acesta. Principalul pentru noi, noi trebuie să găsăm zona aceasta cu 2 sau 3 zonouri, sau 500 sau 50. După care noi luăm decizii, tot depinde de trend. Noi am găsit zona, am găsit tot ce avem noi nevoie, avem nivelul de rezistență de sus sau de suport de jos, după care căutăm alte decizii de a intra în tranzacție. Dacă dumneavoastră nu simțiți și nu vedeți o figură sau ce confirmări aveți dumneavoastră, toți sunteți diferit și toți au confirmări diferite. Dar principalul noi găsim zona noastră de unde noi să luăm decizia de a intra în tranzacție. Și credeți-mă, chiar dacă ați închid într-un stop loss, dar dumneavoastră după strategie de lecție, intrare și ieșire, care eu cred că o folosesc cam mult, sau 95% din dumneavoastră. Eu cred că după strategia asta n-ați avut mai rău că ați intrat în tranzacție și chiar dacă ați aveți un stop loss. Uite, eu am intrat conform trendului, în direcția ascendentă sau ascendentă, fiecare ați găsit, dar am intrat de la un nivel de rezistență puternic, într-un descendent, unde deja am posibilitatea de a intra în tranzacție de sell pentru a lua profit. Chiar dacă sunt fiți în stop loss, câteva la 10, la 3, deci sunt câteva puncte acolo, 2-3 puncte închide stop loss. Altcineva pasă mult stop loss, nu v-aș stăpi. Dacă ați făcut o analiză dimineața a pieței și ați amplasat și ați văzut că prețul este în zona dată, cea mai puternică, ați schis tranzacții, mai bine lăsați să lucreze tranzacția dumneavoastră după nivelele care sunt, fără a schimba stop loss-ul dat. Și puteți să faceți așa singurii acasă, un calcul, chiar după toate activele care vă tranzacționați. Puteți face 10, 20 sau 5 tranzacții cât nu ați face dumneavoastră. Oricum faceți un calcul că din numărul acesta de tranzacții, vedeți, dacă nu aveți să schimbați stop loss-ul, câte aveți fie cu profit și câte aveți fie cu minus. Și vedeți, dacă raportul minim de stop loss și take profit este de 1 la 2, vedeți cât profit, este mai mult profit sau este mai mult minus. Dar principalul, acum am spus după strategie, așa, puteți să ne folosim de nivel, este cel mai important. Nu numai decât să intru în fiecare zi, la fiecare punct și ori să-l iau de pe piață. Tot intru într-o aceeași zi, dar aștept o confirmare mai sigură de la un nivel puternic. Toți, oricum, odată și odată, fie conturile, sunt traderi care deodată poate zic, ei, când am ajuns eu la o sumă și nu pot să o străba. Așteptați-mă cumva să străba de sumă, dar nu pot crește. Tot o crește totul, dă-o la sfârșitul lunii înapoi. Tot o crește totul, dă-o la sfârșitul lunii înapoi. Da, dar... Eu decizii cam nu știu ce. Просто там путернись по лаурму, и в мою луне батя вы тоже, что мне же никому что ли не пропадет на алтаж. Для чего я не сидит, так как у них моменту Саворбецк деспре ретростники, ваши деспре то, чем трекут пер ансамбл астес, деспре невели. Потому что вы красноточескую идею астес кари. С инчепим, с опласом нижней невели, и сатражим атенция, лаеле. Психологичи, историчи, și cele matematice. Cum zice domnul Silvestru, că sunt bancari. Cineva le numește bancari, cineva le numește cum, până la urmă, cum dorești. Așa? Deci, iată, eu am făcut așa o retrospectivă ce ține de care sunt nivelele și ce o să faceți mai departe, cum o să luați deciziile corecte. Deci, dacă ne întoarcem de la început, nivelele istorice, psihologice și matematice. Cele matematice sunt cele care țin de Fibonacci. 61 și 8, da, este secțiunea de aur, da, zona cei de aur. 38 și 2, 50. Vă știți foarte bine cum să le analizați. Psihologice sunt nivelele cele care sunt cu 0,8, cum zicea domnul Vasile, bancare.
În spate, la nivelele astea psihologice, stau traderii, stau market makeri, stau bursele, stau persoane care investesc și nu permit prețului să ducă sau în jos sau în sus. Atrageți atenția la ei. Așa. Și dacă să le luăm pe rând, când plasați un nivel istoric, permanent țineți cont de valul care este, pentru că până la urmă piața este, merge în valul. Voi ați observat foarte bine și nu trebuie să vă uitați la fiecare lunare sau de la nivel la nivel. Deci luați și măsurați de jos, cum s-a început cursul, până la sfârșit. Neapărat într-un nivel istoric trebuie să aibă 3-4 atingeri în istorie, dar nu într-atât de departe, așa, să zicem noi așa, 10 ani în urmă. Păi acum, mai recent, da? An, doi, ca să vedem noi că acolo putem să luăm decizia și ceilalți trader iau decizia. Așa, de ce? Pentru că sunt decizia cu ordine amânate. Așa, ok. Și să nu uităm că nivelurile de suport și rezistență, până la nivelurile istorice sau după, tot o pun careva rezistență prețului. Pentru că acolo tot traderii închid tranzacțiile sau le deschid. Și dacă cei care au cumpărat mai ieftin ajung la un nivel de suport sau rezistență, își retrag, se închid tranzacția, ce se întâmplă? Prețul începe să scădea. Ceilalți trader, când văd că scad prețul, încep să intre în tranzacții de vânzare. Și respectiv, iată, în momentul ăsta, prețul începe să ducă în jos, dacă vorbim de creștere, de scădere. Asta este un mecanism simplu pe care voi trebuie să-l înțelegeți, reieșind din nivel. Ok. Dacă vorbim de nivelele psihologice, ele poate să nu fie tehnic, ați văzut, dar zerourile este contează pentru că noi luăm decizia la ceva egal. Împărțim în două, nu împărțim în 33, da? De obicei, totdeauna luăm o decizie de asta. La nivelurile astea psihologice, poate să fie un nivel puternic, unde prețul s-a respins, sau poate acolo să aibă o încetinire. De aceea, încetinirea ce se are în vedere? Încetinirea că poate să pur și simplu să stea prețul câteva zile acolo. Și noi luăm decizia, următoarea etapă, la nivelul acesta psihologic. Eu zic că nivelurile psihologice, noi putem să le luăm, să le zicem că ele sunt niveluri de bază. Dar ele nu poate să fie incluse doar în strategia noastră, doar nivelurile psihologice. Da? Gata, am plasat 20, 40, 80, hai să facem... să facem strategie de asta. Noi trebuie să atragem atenția acolo și să ne uităm că stă psihologic, este psihologia traderului, așa? Și dacă să vorbim încă de un moment cel matematic, voi foarte bine o cunoașteți pe Fibonacci. Cineva când vorbim de Fibonacci, când eram la lecție și cineva din traderul ne-a întrebat, dar ce înseamnă Fibonacci? A, eu știu, asta e cașcavalul. Nu. Cașcavalul este Fibonacci în Italia. Nu mai există așa ceva. Avem și cazul de astea. Ca să fiu, dacă mai vă așa de sobră. Sunt niște reguli de formare pe care vă le-am pus. Puteți să vă le notați undeva. Chiar, să zic așa, postulate. Nu, traderilor nu plac postulatele. Iată, bine, tranzacționăm după trend. Lăsați să meargă tranzacția pe perioadă mai lungă de timp. Dar, când luăm decizia de a plasa un nivel, noi trebuie să ne gândim că trebuie să fie o întoarcere bruscă de la preț. Așa? De la nivelul dat. Au fost într-o direcție, s-a întors brusc. Înseamnă că asta este o întrare în tranzacție. Adică, să nu uităm că nivelul fix în fix nu există. Undeva, totdeauna, este o străbatere de câțiva milimetri. Să nu căutați asta. Totdeauna să țineți minte că la un nivel puternic, istoric, este haos. Ce înseamnă haos? Cineva cumpără, cineva vinde, cineva iese din tranzacție. De ce acolo se ia decizia, așa? De asta este important nivelul istoric, sau plasați un pic poate mai gros, sau plasați un pic mai evident, pentru că câteodată analizând graficele astea, vă este mai ușor, așa? Când plasați nivelurile, vă orientați după valurile. Dacă, cum s-a pornit jos și cum s-a pornit sus. Nu prea este mici, așa, care nu prea au importanță, unde nu le văd traderii mari, unde nu văd persoanele care tranzacționează pe perioadă mai lungă de timp. Valurile acestea, vă recomand să începem să plasăm în unul pe ecran mai mare. Și iarăși, nu trebuie să vă axați să fie multe. Vă plasați nivelele, dar dacă undeva considerați că puteți să plasați zona aceea de 2-3 lumânări după volatilitate,
plasați-o și de acolo să luați decizia. Câteodată, nivelul psihologic poate fi un pic mai jos, mai jos, nivelul istoric poate fi un pic mai sus, așa? Și atât, în cadranul ăsta, noi luăm decizia. Una poate să ajungă până la alta și se întoarcă înapoi. Deci sunt două bariere, așa? Și zonele acestea neapărat vă le puneți ca volatilitate. Și vreau să vă zic încă un moment. Ceea ce este important în trading, să luați decizia ușor.